Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta special care îl am și îl avem, ca să fim împreună în casa Domnului, adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos și pentru slava Lui. Frați și surori și prieteni dragi, voi copii, dacă sunteți în această dimineață la biserică și de fapt nu doar la biserică, în biserică, pentru că noi suntem biserica, voi sunteți biserica și casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Suntem fericiți și binecuvântați în această dimineață. Poate că ar fi și unele motive de, eu știu, una alta, ca de pildă tulburare, îngrijorare sau nemulțumire sau te mai plângi de una, de tuse, de un junghi, de reumatism. O colegă la școală îmi spunea într-o zi, domnul Marian, dacă poți să te plângi, nu mai ai voie să te plângi. Dacă poți să te plângi, n-ai voie să te plângi, pentru că sunt așa de mulți oameni în stare așa de rea, care nici măcar nu pot să se plângă. Mi-a rămas. Mi-a intrat în minte și în inimă și am zis ce mare adevăr este. Când îți vine mai tare să te plângi, să te vaieți, n-ai voie să te vaieți. Faptul că poți să te plângi și faptul că poți să te vaieți, și ăsta e o binecuvântare. O să ziceți că, man, ai și început-o în forță, frate Levi. Cei care sunt la terapie intensivă, la reanimare, nu? Cu tuburile pe gură și pe nas, cu tot felul de furtune în mâini și în picioare, în stomac, ăștia nu mai pot să plângă. În fiecare dimineață ne trezim, zicem noi că ne trezim. Dar ne trezim pentru că ne trezește Dumnezeu. Facem planuri pentru ziua care urmează, punem ceasul să sune, sau mai nou telefonul, nu? Să ne sune la ora exactă ca să mergem la servici, punem telefonul și duminica ca să veniți la biserică la ora exactă. Vă laud pentru punctualitate și vă încurajez să o țineți tot așa, să fiți punctuali, să fiți la timp. Și pentru că ne trezim în fiecare dimineață, e un act repetabil și de rutină, nu ne și vine în primul gând să spunem, slăvit fii, Doamne, că ne-ai trezit. Cât de mare ești, din potrivă. Hani, dragă, unde cafeaua? Și apoi mai vine lauda. Pentru că e ceva care se întâmplă regulat și devine o rutină. Am învățat de copil, am văzut că părinții mei se închină, se roagă. Vin cu mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și una din rugăciunile care le-am învățat, așa, rugăciunea de dimineață, nu din cărți, și de la părinții mei, de cum se rugau ei, și m-am rugat așa și mă rog și acum, când sunt tot un tânăr de aproape de 60 de ani, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai trezit cu pace și cu sănătate la o nouă zi de viață. Amin. Scurt, concis la subiect. Dar rugăciunea asta cu timpul a devenit așa un fel de automatism verbal. O spuneam din reflex. Aproape că aș fi putut și să o cânt un fel de la, 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 do, re, mi, Doamne, așa. În urmă cu mai mulți ani de zile și de atunci nu numai o dată, de câteva ore am mai avut ocazia să trec prin niște intervenții medicale mai serioase, operații mai serioase, una dintre ele a fost de vreo 8 ore și jumătate și a trebuit ca să adorm nu de bunăvoie, ci de nevoie. Și medicul a spus, domnul Marian, trebuie să te adormim ca să putem să ne facem lucru. Și m-a prins așa o îngrijorare și o frică și m-a adormit, dacă mă mai treziți. Dacă nu mă mai trezesc. Până atunci, la prima anestezie totală, în viața vieții mele, care era deja trecută de 50 și ceva de ani, nu m-am gândit că poți să te culci, să nu te trezești. Nu mi s-a părut așa mare lucru, sau cum zic americanii, big deal dimineața, că m-am trezit. Nici n-ai vreme să te gândești dimineața. În momentele acelea mi-a intrat această idee că doar că mă mai trezesc. A fost prima intervenție. N-a fost cea mai grea, a fost chiar ușurică. Și am zis, știi care e treaba, domnul? N-ați putea dumneavoastră să faceți frumușel o anestezie parțială. Unde vă interesează, faceți lucrul liniștit, nu-ți nicio îngrijorat. Domnul Marian, fii om serios.
La vremea aceea cântăream 150 de kilograme. Acum cântăresc, de când în România, poate 100. Când am plecat din America, numai 94 sau 95, da? Asta e viața în România, e viață bună. Și a zis, ești un om greu. Avem nevoie să putem lucra. Da, da, zic, dacă nu mai trezesc, mi-a dat să semnez. Dacă nu mă mai trezesc și nu mă mai treziți, este riscul ăsta. Păi bineînțeles că există, Domnule. Dar crezi că la anestezia parțială, dacă te anesteziem numai de la brâu în sus, sau, crezi că nu există? Există riscul să rămâi paralizat. Să nu te mai poți mișca toată viața. Păi zic, unde dai și unde crapă? Oricum e tot rău. Eu sunt un om care respect expertiza. Și când alții știu ceva mai bine decât mine, și mulți oameni știu mult mai multe lucruri mai bine decât mine, le dau câștig de cauză și am capitulat repede. Și am zis, atunci hotărâți dumneavoastră cum ar fi mai bine, da să-i scălesc aici ca primarul, că nici n-am vreme și este atâta, și God bless you. Una dintre asistentele soldatelor înainte de operație a zis, când le-am zis la toată echipa, God bless you, zice, pe tine să binecuvinteze Domnul. Tu ai nevoie. Și eu am zis, da, pe voi să vă binecuvinteze, că eu am nevoie de voi. Ei, ce vreau să vă spun este că atunci mi-a venit pentru prima dată în minte un lucru care trebuia să-l am în fiecare dimineață. Doamne, sunt 50 de ani, peste 50 de ani, în care m-ai trezit în fiecare dimineață. Și ți-am mulțumit așa foarte de rutină. N-am realizat ce miracol este și câtă purtare de grijă este în această trezire a ta în fiecare dimineață. Acum, vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai trezit. Și mă încred în mâna ta că tu care m-ai trezit 50 de ani ori, 365 de zile plus anii bisecți, mă încred că mă vei mai trezi încă o dată și asta e tot. Și am iscălit. Știi tu ce lucru extraordinar este? Că te-ai trezit astăzi dimineață și că ai venit în casa Domnului? E o mare binecuvântare. Mai strălucește și soarele. Ești cu frații, cu copiii. Ești la Zalău. Asta iară e special. Atâtea binecuvântări. Dați slavă Domnului pentru toate binecuvântările Lui. Avem motive să fim bucuroși. Nu numai că suntem în viață, ci suntem în viața veșnică. Suntem în harul Lui, suntem mântuiții Lui și avem numele noastre scrise în cartea vieții. Când mergi într-o biserică, poți foarte ușor și bine să faci o impresie sau să ai pulsul, tensiunea arterială a bisericii după câteva lucruri. Ce se cântă în biserică? Foarte important. Și cum se cântă în biserică? Și când într-o biserică văd că se cântă cântări care au mesaj, nu doar gălăgie religioasă, nici măcar fie așa armonioasă. Și se cântă cântări care au un mesaj, care îl proslăvesc pe Dumnezeu, ca și creator, ca liberator, care proslăvesc harul lui Dumnezeu, conținutul contează. Și apoi, dincolo de interpretarea artistică, viața și sufletul și bucuria celor care cântă, asta spune foarte mult. Mă bucur să văd că n-ați regresat și n-ați degenerat de când am fost la voi ultimii 2 ani, duminică a fost tot cam așa, aveți cântări cu strofe, 3 strofe, 4 strofe, 6 strofe. Nu vă speriați de ele. Cântați-le toate. Din nefericire în creștinism, acum se practică un fel de a cânta pe care John MacArthur îl numește 7-11, 7 cuvinte repetate de 11 ori. Te iubesc, Doamne Iisuse, și de 11 ori... E frumos să-L iubim, nu de 11 ori pe Domnul Iisus, ci întotdeauna. Dar cântările au mesaj. Și apoi să le cântăm cu bucuria mântuirii în suflete. Felul cum se roagă oamenii în biserică. Ce spun când se roagă? Pentru că e interesant, nu să te uiți pe telefon, să asculți și se roagă fratele, să spui amin, ce spune sora, să spui amin. Îți dă un sentiment că ești unde trebuie să fii. Și apoi, ce se predică și cum se predică? Și ordinea, să știți, nu-i niciodată cum, e totdeauna ce. În bisericile lui Dumnezeu se predică cuvântul lui Dumnezeu.
se citește, nu doar un verset, ci cum se mai întâmplă uneori, citim două versete și predicatorul spune, până aici cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici ai cuvântul lui Levi. Sau al lui Mihai, sau al lucrătorului. Nu. Totul e cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu. Acum, pentru că la voi se cântă frumos, am avut așa îndemnul să cânt, dar eu nu sunt cântăreț. Am să îmi iau libertatea înainte de a intra în subiectul care vreau să-l continu de duminica trecută și vreau să spun că de duminica până acum m-am tot gândit ce trebuie să vă spun. În această dimineață, pe la 7 și ceva, am mers în living room și am început să mă gândesc din tot ce trebuie să spun, ce să nu spun. Îmi mai las și pentru anul. Poate mă mai invitați. Vreau să recit câteva poezii. Scurte. Deci toate până la urmă ar face cât una, așa. Prima este intitulată Psalm. Când eu am fost elev la liceu sau la școală, ca mulți dintre voi aici mai tinerei, totul era comunist în țară și toată literatura trebuia să fie corectă din punct de vedere politic. Nu conta că marii noștri poeți au scris cântări minunate, poezii minunate cu mesaj creștin. Astea erau interzise. Se publica Mihai Eminescu, George Coșbuc, Vlahuță, poeziile astea nu erau. Eu m-am îndrăgostit de poezie de foarte tânăr. A fost prima mea dragoste literatura și le-am găsit în ediții și în cărți vechi, dinainte de 1944, devenirea Partidului Comunist la putere. Cred că în Libertate s-au publicat în ediții complete, nu știu dacă le-ați găsit și voi. Dacă le-ați găsit, suntem pe aceeași lungime de unde. Dacă nu le-ați găsit, o să doriți să le găsiți, pentru că au mesaj. Spune Apostolul Pavel în Fapte 17, când citează din poeții greci, și anume din poetul Aratus, un poet care a trăit cu 3 secole înaintea lui, că suntem din neam de Dumnezeu, cum spuneau și unii din poeții voștri. Poezia aceasta se numește Psalm. Este un îndemn la închinare. Poate trebuia spus înainte, dar v-ați închinat așa de frumos și ați lăudat pe Domnul așa de minunat că e ok și la sfârșit. Psalm. Închinați-vă, popoare. Dumnezeu e bun. El a pus în soare focul verea tot încălzitoare. Inima e sfântul soare și alte lumi el pune în locul lumilor ce apun. Închinați-vă, popoare, Dumnezeu e drept, binecuvântava anii celui ce-ndreptate moare, dar însă jalnic plângătoare vor avea o vești ranii inima din piept. Închinați-vă, popoare, Dumnezeu e sfânt, cel ascuns e în vești de față, cel etern într-una moare, vă închinați, că învingătoare el renaștea sa viață dintr-al său mormânt. Amin. Poezia asta se numește Psalm. Este o cântare de laudă și de închinare înaintea lui Dumnezeu. Scrisă de unul din cei mai mari poeți ai neamului nostru. Are 3 strofe. Fiecare începe cu îndemnul și imperativul închinați-vă. Datorează închinare lui Dumnezeu individul, de la cel mai de jos până la împărat și șef de state, și datorează închinare lui Dumnezeu popoarele. Faptul că Dumnezeu acceptă închinarea noastră, să știți, e o mare favoare și un har pentru noi. Faptul că primește rugăciunea. Aș vrea apoi să rețineți că poetul ne prezintă 3 atribute esențiale ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este, cum? Ați ascultat? Bun. Apoi, drept. Și apoi, sfânt. Nu doar atât. Sfințenia este podoaba casei tale. Isaia 6, Hieruvimii, ce cântă? Ce strigă? Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Apoi, dacă veți mai citi poezia, veți vedea că poezia aceasta conține învățătura biblică și învățătura Domnului Iisus despre pedeapsă veșnică și iad. Însă jalnic plângătoare vor avea o învești ranii inima din piept. Pedeapsă veșnică, nu neantizare veșnică.
În același timp, ne vorbește de omniprezența lui Dumnezeu. Cel ascuns e în veci de față. El e prezent întotdeauna, e în mijlocul nostru, de imanența lui este în creația lui. Validitatea jertfei Domnului Iisus Hristos și învierea Domnului Iisus Hristos sunt în această poezie. Cel etern într-una moare. Nu că moare Dumnezeu, cum a zis Nietzsche, că Dumnezeu e mort, ci că jertfa lui Dumnezeu, Fiul, cum a fost valabilă pentru mine, este și pentru tine, câtă vreme mai există har. Și apoi poetul spune că și Domnul Iisus Hristos este biruitorul. Are biruință, are victoria. Vă închinați că învingătoare El renaște a sa viață din al său mormânt. Poate vă cade la bacalaureat și vă ajută. E un psalm minunat. O altă poezie foarte frumoasă, care este puțin cunoscută, nici măcar n-are titlu, este cântul numerotat așa, este de trei strofe numai, al 24-lea. E o poezie care în analiza mea, nu neapărat literară, confirmă convertirea lui George Coșbuc. Că el a fost fiul de preot, asta știe toată lumea. Dar nu doar că a fost fiul de preot, a fost un om care a crezut în inima lui, în Dumnezeu, în sufletul lui. E așa o similaritate între acest moment și convertirea Sfântului Augustin. Când a auzit fetița aceea cântând în grădină, ia cartea și citește, s-a uitat la biblioteca lui de sute de volume, a luat Biblia și a citit și Dumnezeu i-a vorbit. Istoria este cam așa, Coșbuc era la București, era foarte popular, a fost unul dintre cei mai culți poeți, faptul că a scris așa cam ca la țară, a fost unul dintre cei mai culți poeți ai neamului nostru, a venit la Năsăud, s-a dus de înviere la biserică. Lumea se închina, el era în academie și el stătea ca un turist. Și apoi mărturisește el cum i-a vorbit Dumnezeu în providența lui. Nu prin preot, nu prin cantor, ci printr-o fetiță. Așa ca și tine. O fetiță mică și frumoasă, tânără, i-a vorbit acestui om. Era în noaptea învierii, în genunchiatul lui popor, i se cânta cântarea sfântă a Marelui Mântuitor. Nepăsător, eu stam alături, privind modernii cărturari. O copiliță îngenunchiată mă tot privea cu ochii mari. Văzând că singur în picioare, când lumea era îngenunchiată, văzând că singur în picioare, așa nepăsător rămân, mi-a zis naiv și cu mustrare: dar ce, matale, ești păgân? A fost un fulger mititica. Și în genunchi eu am căzut ca un fricos în fața morții. Și în clipa aceea am crezut. Și în clipa aceea am crezut. Ce credeți voi că a crezut George Coșbuc? A crezut în învierea Domnului Iisus Hristos. Romani 10:9-10. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la neprihănire. Nu vreau să ia poezia locul predicii, dar vreau să vă stârnesc ca să vă bucurați, să vă zidiți. De foarte multe ori vedem în jurul nostru un formalism religios. Și credem că acest formalism este numai în bisericile tradiționale, dar să știți că e primejdia să ne prindă și pe noi. Să fim creștini de formă sau creștini ca lumea. Și atunci când ni se pestește cuvântul lui Dumnezeu, clar și răspicat, să fim chiar șocați și să spunem: ce e asta? Poetul face o critică a societății religioase a vremii lui, care cred că în vremea noastră și mai acerbă, și în două strofe de poezie ascultați ce spune el despre starea credinței din România în vremea lui. La noi sunt forme. Nu în biserica asta. Nu la noi în biserică. Ci în biserica
română a timpului lui, Biserica Națională. La noi sunt forme toate. Suntem creștini? Ferească Domnul! Și un cap deștept care socoate, care gândește infamie că își ne strică somnul. E proclet, eretic. O, Crist, tu o sânti de soartă. De te-a renaște noaptea gropii și de a-i veni și a-i explica, te-ar condamna la moarte, popii! Ca pe un nebun te-ar da la moarte, că-ți tulburi legea ta. Mă gândesc dacă ar veni Domnul Iisus în biserica în care slujesc. Și-ar predica așa cum predică el în Evanghelie, la mai pune a doua oară? Dacă ar veni Sfântul Pavel, apostolul la voi, să vă predice și nu ne-ar cruța cum ne mai cruțăm noi unii pe alții, că na. Și ne-ar spune așa cum le spune la frații din Corint și cum le spune la frații din Galateni. N-am spune cumva că își strică teologia? O poezie cu care vreau să închei, cu titlul Credința. Scrisă de poetul Alexandru Macedonski. Când inima se dezolată și viața întreagă e o pustie, pe care nu mai răscolește nici caldul vânt de poezie, atunci chiar necredinciosul pricepe în cugetul de ateu că este o viață viitoare și este în ceruri Dumnezeu. Pe cât mai crudă e încercarea pe care omul o îndură în pradă la nenorocire, la defăimare și la ură, pe atâta și speranța vine, ai spune tainic și mereu că e o viață viitoare și este în ceruri Dumnezeu. Haidem, reiați și tu avântul, biet suflet ce în suferință, sub nedreptăți fără de margini rasă-ți pierzi a ta credință și poartă-ți crucea până la urmă pe drumul cel îngust și greu, căci este o viață viitoare și este în ceruri Dumnezeu. Iar voi, dușman de toată mâna în luptă zilnic cu dreptatea, cu adevărul și lumina, cu dragostea și bunătatea, ce au fost de soartă răsădite în fundul sufletului meu, deși în altă viață poate, dar tot vă așteaptă Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu în această viață, dacă nu-L recunoști, dacă nu-L cinstești ca Dumnezeu, ca Domn, ca Împărat, ca Suveran, în veșnicie nu va fi nimeni care să nu-L recunoască pe Dumnezeu. În iad nu va fi nimeni care să nu creadă. Toți vor crede acolo. O credință prea târzie și o credință nefolositoare. Poate pe anul viitor sau când vom mai veni acasă și când vom putea fi împreună, e o vreme de când eu adun la oaltă și sper să public o lucrare cu titlul Credință și Literatură, care să reunească pagini de aur din literatura română și universală cu mesaj biblic, cu mesaj creștin. Am privit data trecută în Geneza, capitolul 1, să știți că cartea Geneza este temelia revelației și este într-un fel temelia credinței, pe ea este clădit totul. Era la Londra, am cumpărat o carte scrisă de profesorul Henry Morris, un creștin autentic și un savant extraordinar, un comentariu științific al cărții Geneza. Titlul acestei cărți este Recordul Genezei. Și cartea este mult mai groasă și mai mare decât Biblia. Un comentariu de o singură carte, peste 1000 de pagini. Vreau să vă spun că la primele două capitole din Geneza s-au scris nu mii de pagini, ci la comentarea și explicarea lor s-au scris mii de cărți. De aceea nu avem cum într-o predică sau în două să, poate frații vor fi călăuziți să ia câteva versete, să aibă serii, să le punem pe toate și de aceea predicarea mea o să fie un picuț entropică, care înseamnă haotică. Adică va semăna un pic așa ca un ghiveci, că sunt multe lucruri care trebuie spuse și sper să fie o zacuscă bună. Dar nu ăsta e stilul de studiere a Cuvântului lui Dumnezeu, ci este
sistematic, cronologic, ordonat, dar câteodată face și un ghiveș bun și își are rostul lui. Am văzut data trecută că oamenii peste tot în lume, credincioși sau necredincioși, creștini și atei, au avut o credință cu privire la faptul că poate exista o entitate fără început. Noi credem că Dumnezeu este cel fără de început și începătorul la toate. El este cauza necauzată, care a originat și a cauzat și ține în ființă tot ceea ce există, văzut și nevăzut. Ateii au venit și au spus, universul este dintotdeauna, n-are început, n-are sfârșit. Și aceste două idei au existat în paralel. Fiecare a crezut ce i-a plăcut. Fiecare a crezut ce a vrut. Dar e important de crezut și de văzut, de realizat că toți oamenii, creștini și atei, din punct de vedere al gândirii, al cunoașterii, pornesc cu această axiomă sau postulat că există ceva care n-are început și care, din care apoi și are originea totul. Dacă vă amintiți, eu v-am obosit, nu știu dacă v-am și adormit, dar v-am obosit cu o serie întreagă de considerații din afara Bibliei, din lumea științifică, în urma cărora v-am arătat nu ceva original, ci ceva demonstrat de fizicieni, matematicieni, cosmologi și așa mai departe, că universul are un început. Asta a demonstrat știința. Credința că universul este fără început, că dintotdeauna, este total neștiințifică. Și nu mai susține, este în urmă cu cel peste 100 de ani. Când auziți un om care nu crede în Dumnezeu și își bazează credința pe teoria că universul e dintotdeauna, puteți să-i spuneți, fără să-l jigniți, cât mai politicos, dragule, ești în urmă cu 100 de ani. Peste 100 de ani. Când eram la școală, nouă ni se zicea că suntem înapoiații. Că nu că ședeam mai la urmă în bănci. Că nu credeam că omul din maimuță, că nu credeam că șerpii și, cum le cheamă, șopârlele, reptilele, s-au făcut păsări. Nici acum nu cred. În cartea mea de biologie era o ligioană, care poate mai și acum este în multe cărți în lună, în lume, așa numită pasăre Archaeopteryx. Jumătate reptilă, jumătate pasăre. Care ni s-a predat la biologie că e dovadă că reptilele s-au evoluat și s-au transformat în păsări. Știți ceva? Niciun savant nu mai crede asta la asta. Opinia științifică este că a existat o asemenea specie care a avut caractere și dintr-o una și alta și care, ca multe alte specii, este extinsă. Și nici vorbă că asta dovedește evoluția. Evoluția nu-i dovedită de nimic, este o teorie. A fost odată ca niciodată, nu e științific, absolut deloc. Vă spuneam data trecută că matematica a arătat că și dacă am crede că Pământul are atâtea miliarde de ani cât unii spun că ar avea, matematic vorbind s-a calculat că timpul acesta nu e suficient de miliarde de ani ca să fie apărut măcar o singură combinație care se ducă la viață. Evoluția a fost dovedită invalidă și neștiințifică de matematică. Acum, aș vrea să privim la un alt aspect care confirmă credința noastră. Empiric, științific. Noi ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, dar credința noastră nu e irațională. Credința are rațiunea ei. Cineva mi-a spus, fratele Levita, nu ne mai obosi cu chestiile astea. Eu cred cum scrie în Biblie. Și eu. Dar când credința mea e întărită, e confirmată și mai ales când o împărtășesc cu alții, e important. Și omul mi-a spus mai departe. În Biblie scrie că un pește mare l-a înghițit pe Iona. Eu cred asta. Dar să știi, frate Levi, că dacă în Biblie scria că Iona a înghițit peștele la mare, eu și așa credeam. Și eu zic, mai, tu ești mai credincios ca mine. Eu aveam rezerve. Poate mă gândeam că peștele ăla nu a fost chiar așa de... E mare, a fost numai așa, un pește prăjit. Credința are rațiunea ei. Oamenii au căutat să-și explice universul și
pornind de la ideea că e la întâmplare, că e haotic, evoluție. Nu i-am mulțumit. Mulți au închipuit universul ca o mașinărie, ca un ceas, care a fost creat după anumite legi de cineva, de un mașinist, de un ceasornicar. Și asta este o combinație între religie și filozofie, această concepție a deismului. Da, există un Dumnezeu. Dumnezeu ăsta a creat lumea tot ce există în ea, a dat legile lumii și s-a retras. Unii spun că s-ar fi pensionat. Friedrich Nietzsche a spus că ar fi murit. Dumnezeu a murit, e teza lui celebră, eronată desigur. Dumnezeu a făcut lumea, cum ai zis, a tras ceasul și acum e plecată și eu în concediu. Voltaire chiar a scris acea poezie interesantă, frumoasă, mi-e place. Universul mă împresoară și nu pot visa măcar să existe acest ceasornic fără să o ceasornicar. Și oamenii mă întreabă uneori, dar unde e Dumnezeu în univers? Arată-mi-l. Așa cum ceasornicarul nu e în ceas, așa cum cel care a construit mașina nu e în mașină, deși imanent amprenta lui, geniul lui se vede acolo, ceasul a fost făcut să funcționeze, mașina să funcționeze, așa universul a fost făcut să funcționeze, totul e perfect, dar Scriptura ne spune nu doar că Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea, ne spune că Dumnezeu susține universul și se implică în univers în mod activ. În mod activ. Intervine cu puterea lui și intervine cu suveranitatea lui. Cuvântul care l-am citit ne prezintă că Dumnezeu a făcut lumea, tot ce este în lume și l-a făcut pe om. Când l-a creat Dumnezeu pe om, și vor fi și anumite paranteze care se impun aici, vedeți, primul verset, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. În limba ebraică, pentru Dumnezeu, eu nu sunt cunoscător de limba ebraică. Ceea ce știu, știu din lexicoane și din alte studii. Deci, de la început, să nu cumva să... Numele pentru Dumnezeu este El. Care, exact aceeași expresie care avem noi în limba română. El a mers, El a zis. Este singular. Deci e foarte important, pentru că atunci când citim despre crearea omului, aici ni se spune că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea mea. Așa scrie? Nu. După chipul și asemănarea noastră. Și cuvântul ebraic vechi este Elohim, care este o formă de plural, care dacă ar fi să traduci motamo, ar fi Dumnezei. Teologii văd, cei care vor să vadă și personal așa înțeleg, că aici încă în Geneza, la început, avem într-o formă de sămânță învățătura biblică a Sfintei Treimi. Care e chipul și asemănarea noastră? Simplu. A Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Spuneam data trecută că unii obiectează la conceptul de Dumnezeu trinitar. O trinitate care formează unitate. Pentru că nu avem cuvântul trinitate sau treime în Sfânta Scriptură. Dar dacă veți citi Evanghelie, la botezul Domnului Iisus Hristos la Iordan. A intrat Domnul Iisus în apă, a fost botezat. S-a văzut, coborându-se în chip de porumbel, cine și ce anume. Duhul Sfânt. Din cer s-a auzit un glas. A cui glas a auzit? A Tatălui. Iată deci, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt la Iordan mărturisit de Ioan Botezătorul. Pe muntele schimbării la față. Când se roagă Domnul Iisus în Ioan 12 și zice, Tată, proslăvește-ți numele Tău. S-a auzit un glas din cer care ce a zis? L-am proslăvit și am să-L mai proslăvesc. Și oamenii au auzit glasul și au zis, un înger a vorbit cu El. Eu cred,
nu știu exact ce credeți voi, că de fapt glasul acela a fost glasul Tatălui. Căci Domnul Iisus nu s-a adresat unui înger, ci s-a adresat și a zis: Tată, proslăvește! Și Tatăl, Dumnezeu Tatăl, i-a răspuns lui Dumnezeu Fiul, spunându-i: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Deci învățătura despre Sfânta Trăime, că Dumnezeu este o trinitate într-o unitate indisolubilă, este absolut biblică, dovedită, documentată și ilustrată. Ea are forma incipientă de sămânță încă din Geneza, capitolul 1. Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, după asemănarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Nu știu dacă voi ați studiat toate paragrafele astea când ați ales numele de Sfânta Trăime, dar numele este binevenit și este absolut biblic. Dumnezeul nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu este unul, singur este Dumnezeu, dar este o unitate sfântă, un Dumnezeu trinitar, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. S-a impus să facem aceste lucruri. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dar înainte ca Dumnezeu să creeze omul, noi citim, am citit și duminica trecută și aceste versete trebuie mult citite, Dumnezeu a făcut un cadru pentru om. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Când citești cu atenție, vei vedea că de fapt creația e făcută pentru om. Cu scopul ca omul să apară pe scenă, omul să fie creat și totul e rânduit pentru ca omul să trăiască și să aibă toate condițiile care îi trebuiesc. Faptul că universul există până la urmă este în sine o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Cosmologii, astrofizicienii, pornind de aici, au ajuns să accepte și ajung să accepte adevărul și realitatea creatorului, a originatorului. Universul, spun mulți oameni de știință, nu-i doar așa ca o mașinărie uriașă, ci mai mult ca o minte, ca o înțelepciune uriașă. Și faptul că eu pot să înțeleg universul sau parte din el. Și când spun eu, nu neapărat eu, Levin Marian, eu înțeleg mai puțin, dar alții mult mai deștepți ca mine, oameni savanți, pot înțelege universul cu mintea lor și toți îl putem înțelege, cel puțin în parte, cunoaștem în parte, înseamnă că el este creat de o minte care a creat și mintea noastră și noi suntem în stare să ne raportăm la ea. Să vă dau pentru aceasta următorul exemplu. Hai să ne închipuim că eu aș fi ajuns primul la biserică dimineața aceasta. N-am ajuns primul. Dar ne imaginăm, e ipotetic. Și găseam aici în biserică două coșuri mari, nu cu pâini, ca la mulțirea pâinilor, ci cu litere de plastic, din alea cum se joacă copiii. Cu toate literele alfabetului românesc. Nu, câte sunt? 24? Tot 24 cred că au rămas. Un coș mare aici, un coș mare aici, câteva mii de A, de B, de C, de toate. Și pe flor aici, undeva, pe pardosială, aș fi văzut aceste litere aranjate în forma: bine ai venit, frate Levi. Vă rog să vă gândiți, presupunând că în fiecare coș ar fi câteva miliarde de litere și că cineva sau vântul numai le-ar fi tot suflat în sus, ce probabilitate există ca literele acelea să fi căzut exact acel număr de litere care să formeze exact acel număr de cuvinte cu acel mesaj: bine ai venit, frate Levi. Știți care e probabilitatea? Zero din punct de vedere matematic. Zero. Probabilitatea se măsoară între 0 și 1. 1 este evenimentul sigur, cert, și 0 imposibil. Este imposibil într-un miliard de miliarde de ani ca la întâmplare sau prin factor de vânt, de furtună, să apară acolo. Eu când am văzut mesajul: bine ai venit, fratele Levi, pentru că eu îl înțeleg și mintea mea îl poate pricepe, mă gândesc că Mihai e dus de aici, nu e acasă, acum e la nuntă,
fratele Croitorul a scris, sau cineva, fratele Bolduț. Și văd un mesaj și mă gândesc, dacă e bine venit, poate mă și pun să predic. Pot să speculez, să interpretez mesajul. Faptul că mintea mea vede un mesaj, o informație, conduce obligatoriu la faptul că mesajul ăla e pus acolo tot de o minte inteligentă, nu de întâmplare. Omule, nu întâmplarea ți-a dat chipul minunat. Dumnezeu, cu îndurarea, El te-a binecuvântat. Asta este forma cea mai simplist posibilă a ceea ce se numește principiul antropic. Faptul că universul poate fi înțeles e o dovadă a faptului că o minte înțeleaptă infinită, care se numește Dumnezeu, l-a creat, l-a originat și l-a structurat. Când citim aici cuvântul, vedem așa, versetul 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, deci universul, cosmosul și pământul parcă are o subliniere, un accent. Urmează apoi de la versetul 2, descrierea nu atât de mult cum a făcut Dumnezeu universul, ci cum a făcut Dumnezeu pământul și tot ce este pe el. Și putem să vedem că există o logică și o cronologie a felului în care Dumnezeu a făcut. Când citiți, vă rog să fiți atenți, ni se spune ce a făcut Dumnezeu și nu ni se spune cum. Adică Dumnezeu a zis să fie și a fost. Atâta ni se spune. Într-o zi că zăream în mașină cu un bărbat tânăr, mai tânăr ca mine, și el spune, într-un moment de pauză din conversație, zice, call my beloved. Și telefonul a preluat comanda vocală, că dacă ai aplicația, nu? Și a chemat-o pe soția lui. Și eu am fost pus în hold, în pauză. Până când beloved cu iubitul, cu iubita, așa au vorbit discuția. Mai frate, asta e de-a dreptul miracol. Eu când dacă mi-ar fi spus bunica, credeam că-s povestiri științifico-fantastice. Dar el i-a dat comanda. Și acum eu știu ce s-a întâmplat. Și eu când vă povestesc, v-am spus ce mi s-a întâmplat mie. Dar e o adevărată poveste lungă. Ce se întâmplă? Cum telefonul are un senzor pentru sunet, odată preia ăsta, circuitele care au acolo în memorie, numărul prea iubita lui, o sună pe ea. Cam așa se întâmplă și aici când citim. Că și așa e lungă Biblia și nu prea o citim. Numai despre creație n-ajungea Biblioteca Academiei Române să ne scrie. Ni se spune ce a făcut și ni se spune că ce a poruncit Dumnezeu a luat ființă. Ni se prezintă toate detaliile, nici nu le-am fi înțeles, poate, dar putem să realizăm destul de lejer că e un fir roșu care tot ce spune Dumnezeu că să se facă, se face și toate se unesc împreună pentru viață și în mod special pentru om. Uitați așa, dacă ne uităm, nu se putea să fie viață fără lumină, nu putea să fie viață, de pildă, versetul 6, când se vorbește de cer. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape, Dumnezeu a făcut întinderea, a despărțit apele care sunt de desubt, de apele care sunt deasupra întinderii și așa a fost. Aici cuvântul cer, în limba română, nu e același cuvântul pentru cosmos sau univers sau pentru cerul spiritual, cerul ca și, dacă vreți, dimensiunea lui Dumnezeu. Aici cuvântul de cer este atmosferă. Dumnezeu a despărțit apele, sunt ape deasupra pământului și în jurul pământului, în hidrosferă, și sunt ape pe pământ. O treime din suprafața pământului și din pământ este apă. Și asta scrie în cartea lui Isaia. De unde o știut Isaia? De la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu a făcut pământul și l-a cântărit să nu fie nici prea greu, nici prea ușor. Nu că pe ce cântar l-a pus, nu poți întrebarea asta că e naivă. Te-ai cântărit.
Putem să știm care e greutatea Pământului, știm și densitatea lui relativă și așa mai departe. Pentru că suntem în stare, că am fost creați după chipul și asemănarea lui, să gândim gândurile lui Dumnezeu. Mintea noastră poate progresa ca să înțeleagă. Nu putea fi viață și oameni fără atmosferă, fără hidrosferă. Cineva mi-a povestit că la televiziune s-a plâns cineva ministrului, unul din ministri de aici în România, și a zis, domnule, ce se întâmplă în țara asta? Pentru că apa pe care o bem este 66,66% hidrogen. Și ministrul și s-a răspuns. N-am invitat povestea asta. Spuneau ăștia cum la televizor. O să adresăm domnilor și problema aceasta. O să o rezolvăm. Păi ce să o rezolvi? Că 66,66% din 100 înseamnă 2/3. Hidrogen, 2 oxigen. Dacă e mai mult, murim și dacă e mai puțin, iar murim. Vă spuneam tot duminica trecută că nu e la întâmplare că din toate combinațiile hidrogenului, singura care nu-i fatală vieții este cea cu oxigenul, care e apa. Nu poate fi viață fără apă. Astronomii, cei care sondează universul, caută că ar fi semne că ar fi apă. Dar nu poate fi fără oxigen și fără aer. E nevoie de atmosferă. Dar nu poate fi fără lumină și căldură. Știți care e temperatura în centrul Soarelui? Miliarde de grade. La suprafața Soarelui, de unde pleacă razele de Soare, deja nu-i chiar așa de fierbinte, dar tot e milioane de grade. Când mergeți cu avionul, dacă vă uitați pe monitor, vă spune temperatura de afară, la 10.000 de metri, 10 km în aer, și deja vorbim de minus 50 de grade Celsius, minus 80 de grade Celsius. Când pleacă lumina de pe suprafața Soarelui, știți ce-i Soarele? Nu-i definiția mea. O bombă cu hidrogen. Care explodează de când lumea, în mod continuu. Știți de ce explodează? Ca să vină căldura și lumina pe Pământ. Cine poate controla o bombă? Nimeni. Ea explodează haotic. Și totuși, toate exploziile din soare, cât de haotice par cuiva, sunt așa de controlate încât mai urcă temperatura pe Pământ până la 30 de grade, nu? Vara asta chiar că nici n-a prea urcat. Deci ar fi dacă am avea o temperatură, ne-ar veni razele cu o căldură să ne facă 60 de grade Celsius. Încet, încet, așa ne-am face supă. Apoi spune cartea Iov că Pământul din care iese pâinea, e frământat în inima lui, în centrul lui, de ce? De un foc care nu se stinge. Oamenii de știință, noi știm acum că materia din centrul Pământului este în stare lichidă, fluidă. Temperatură de 1000 de grade. Stăm pe un cuptor, oameni buni, stăm pe plită și o bombă cu hidrogen ne trimite lumină și soare. Și nu numai că ni le trimite. Viața n-ar fi posibilă fără aceste lucruri. Cine e la termometru, la termostat? Cine e la focul din mijlocul Pământului? Gândiți-vă, dacă eram mai aproape de soare un pic, ne topeam. Dacă eram cu Pământul situați și cum ne mișcăm în spațiu cu nava asta care ne-a pus Dumnezeu pe ea, dacă eram mai departe de soare, înghesam. Lumina și energia termică a luminii care vine cu 300.000 de kilometri pe secundă de la soare, dacă era mai aproape, nu s-ar fi răcit în spațiu. Nu mai știu, 13-18 minute, cam așa ceva durează până vine. Dacă mâine se moare soarele, încă 13-18 minute încă te mai bucur de lumină. Dacă am fi fost mai aproape, nu s-ar fi răcit în spațiu. Și ne-ar fi topit, ne-ar fi omorât. Dacă am fi fost mult mai departe de soare, am fi înghesat. Aș putea să vă dau măcar 100 de exemple, de factori, care toți și toate lucrează împreună împletit pentru susținerea vieții și apariția vieții. Dar am să vă dau un exemplu care de la sine vorbește chiar cu mai multă forță și pe toți ne face să înțelegem. Atunci când vine în familie un copil,
Când eu am fost, lumea nu era așa, că am fost eu cu bebe, lumea nu era așa sofisticată. Ca să fiu sincer, nu prea mi-aduc aminte de cum a fost lumea când am fost eu bebe, numai cum am uitat în urmă, da, 5 ani, 10 ani. De pildă, noi nu am avut fiecare camera lui. Chiar dacă am avut multe camere la case, că n-aveam să încălzim toate camerele și iarna toți dormeam într-o cameră. Dar acum lumea mea e sofisticată și în România și în America și încă nu s-a născut băiețelul și fetița, tăticul și mămica, bunicul și bunica, toată lumea intră în criză, măi, în panică. Camera copilului. Eu am trecut prin experiența asta, am văzut de 5 ore, am 5 nepoți, 3 prințese, 2 prințișori. Ce tevatură, domnule! Cât se aleargă, că vine majestatea sa, prințul sau prințesa, nu știu care. Dintr-o dată camera. Mi-aduc aminte când s-a născut Casey prima dată, dar după aia s-a repetat, cum spune poetul, aceeași dramă. Camera asta va fi a lui a Casey. Dintr-o dată, Mihai cu Anca și pe ușă au pus litere. Casey, Jules, Marian, numele. Îi dăm numele la copil până nici noi. Enciclopedii, telefoane, ce nume să-i dăm? Totul pentru copil. Totul pentru copil. Era o mochetă în camera aia la Atlanta. Mie mi s-a părut foarte bună să fie avut mochete din aia în România. Eu mă simțeam grozav, credeam că sunt în guvern. Tata zice, știi care treaba e? Nu, trebuie să fie aerul proaspăt. Aici cât s-o mai spălat, nu. În toată casa nu se schimbă nimic, dar în camera majestății sale imperiale, Casey Jules Marian, se schimbă mocheta. Bă, dar aici numai culoarea asta care e în toată casa, așa plioștită, galbenă, de unt, nu. Facem ceva, un albastru deschis ca cerul, că din cer vine. Bun, pătuțul. Salteluța! Păi, fraților, eu am dormit pe paie. Vă nu mai știți cum e. Și noi am fost întâia mai bogați, că aveam un sac mare care băgam paiele. Îi zicea strușac. Până prin clasa a treia, a patra, am dormit. Aia mai săraci, aveam numai un cearceaf și ieșeau paiele peste el. Îi cumpărăm salteluță. Magazin special de copii. Îi facem dulăpiorul. Păi nu se naște, că mă știi că se bea sau fetița, ai fost la EKG, știi deja. Păi plin dulapul de haine. Mama cumpără cărți. Ce să aștepți când ești în așteptare? Cum să le pregătești? Cum să... Haide. Cum am crescut noi 3 prunci, că nu ne-a învățat nimeni, ne-am descurcat din mers. Lapte praf. Dacă are cumva intoleranță la lactoză? E o adevărată industrie chimică care face tot felul de formule. Ce formule dai? Auzi, ce formule dai la baby? Ce formulă? O spune formula care era când eu am fost. Lapte de bivol fiert, diluat cu apă și cu pastă de orez. Orez fiert. Și uitați-vă aici. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Dar așa a fost tot o preocupare. Și totul, ca să o scurtăm, se face pentru băiețel sau fetița care vine, care încă nici nu-i. Mai nu mai vorbim că dacă vă spun de toți 5, ia toată săptămâna. Când am ajuns la Nicu, Nicu a făcut deja 2 pătuțuri. Unul mic, un basinet, altul mare. Însă eu așa, cu o deformație de asta, de filozof, ca tot românul, stau și mă gândesc, oare bebelașul, copilul, fetița, care vine adusă de la spital, în periniță de mătase, și e așezat în acest mic univers, unde totul a fost gândit pentru el sau pentru ea. Culoarea de pe pereți, jaluzele, monitor, că dacă plânge, și mama e în bucătărie, s-o vezi, s-o auzi. Mă duc cu Nicu și vorbim, telefonul și vezi-o cum doarme. Cine doarme, mă? Mă gândeam că doarme la volan. Și nu doarme, mă? Și Alexa, o să doarme, noi suntem la 20 de mani. Uite aici, o. Știți ce m-am gândit eu atunci când mi-a arătat-o cum doarme și s-a întors cu spatele la noi, nici nu simțea dumnea ei, fetiși, cana, că vedem. Și am zis, bă, Nicu, dar oare noi știm că tot așa ne vede și Dumnezeu pe noi? Cândva mi se părea așa de absurd. Că Dumnezeu ne vede, ne aude, ziceau atei, ce? Așa cum îți ies copilul. Prin telefon așa te vede Dumnezeu și te știe și ce sufli și ce gândești. Și mă gândeam așa, oare copilul ăsta înțelege el că totul e pentru el? Nu cumva micul ateu ar putea gândi că numai s-a întâmplat.
Dar vă știți că nu se întâmplă. Știți că mama și tata face totul. Acum uitați aici. Tatăl nostru cel ceresc, după ce a creat lumea exact în felul care trebuia ca să fie posibilă pentru viață, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Nu l-a pus în bloc. L-a pus într-o grădină cu mediul natural. Dacă n-ar fi plante și vegetație, toate animalele, organismele vii produc, știți ce? Bioxid de carbon, care e toxic. Toate plantele și florile produc oxigen. Consumă ce-i toxic și dau. Dumnezeu a făcut pădurile pentru tine, omule. Dumnezeu a făcut plantele pentru tine. Dacă veți citi cu atenție că a făcut tot felul de pomi cu fructe, cu semințe, pentru cine le-a făcut? Pentru tine. Principiul antropic asta înseamnă totul pentru viață, totul pentru om. Faptul că e creat un cadru, așa ca pentru un copil care i-a dus de la maternitate acasă, cu o cameră specială, cu un mic univers al lui, pământul este un asemenea cadru. Aerul, atmosfera, hidrosfera, litosfera, totul, sistemul solar, galaxiile. Noi, de pildă, când se întâmplă o erupție vulcanică undeva și vedem la știri, spunem, ce mare catastrofă! Oamenii de știință spun că dacă n-ar fi vulcan pe pământ și n-am avea aceste erupții vulcanice, viața n-ar fi posibilă. În detalii, dacă vreți să studiați, sau să citiți ce au studiat alții, e o armonie fantastică. Nu-ți vine să o crezi, dar ea este. E documentată, e observabilă. Totul corelează ca să fie posibilă viața și ca omul să trăiască. Dacă n-ar fi ploaie, dacă ar fi numai secetă, dacă n-ar fi semințe, voi primăvara când vă puneți flori și vă puneți în grădină legume, ce faceți? Mergeți la centru de semințe, la magazinul de semințe și le cumpărați, da? Dar de unde s-au cumpărat primele semințe de flori? Primele răsaduri, de unde s-au cumpărat? Spune cuvântul că Dumnezeu a zis să dea pământul tot felul de pomi și verdesuri, cu fructe, cu semințe. Când mănânci semințe de floarea soarelui, nu le mânca așa ca și numai că le mănânci și faci și mizerie pe jos. Mai mănâncă niște semințe și stai un pic și te gândește. Cum de sunt semințele astea? Știi cum de sunt? Creatorul a făcut totul pentru om. Când primești o floare, de ce e atâta frumusețe într-o floare? Când te duci pe mese și... mai bun aerul decât în oraș, că în oraș mai stricăm noi. Acolo pe mese și mai aproape de cum l-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu a făcut aerul de care ai nevoie să-l respiri, apa de care ai nevoie să o bei. Știți ce se întreabă fizicienii? Dacă atracția gravitațială a Pământului ar fi numai un pic mai mare, de pildă la 14-a decimală, dacă ar fi o deviație de 1, de 1, infimă, 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 viața pe Pământ ar fi imposibilă. În loc să te poți deplasa, ai fi ca stânca. Dragilor, parcă cu cât progresează mai mult știința, cu atâta iese în evidență faptul că Universul, Pământul, e creat anume ca să susțină viața, să facă posibilă viața și e făcut anume pentru om. A fost o vreme când necredincioșii au zis, ce e așa mare lucru că există viață? A apărut pe Pământ din întâmplare și Universul ăsta e așa de infinit, încât fără discuție că mai sunt încă mii și mii de alte lumi și civilizații. Bagatelă. A fost și un fizician, Drake, care a scos o ecuație grozavă, câte alte lumi și în câte alte părți ale Universului există viață. Realitatea este că deși Universul care poate fi acum văzut prin telescoape e uriaș, dar limitat, că nu putem să... Concluzia este viața în Univers este o raritate. Este mai degrabă o excepție și până la ora actuală, în ciuda romanelor științifice fantastice,
Doar o planetă asemenea Pământului, care are tot ce are Pământul ca și camera copilului pentru copil, putea acomoda viața și îl putea acomoda pe om. Principiul antropic spune totul pentru om, pentru viață, pentru susținerea vieții, și în Biblie e prezentat încă de mult, Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om, dar înainte să-l facă, ce a făcut? A sădit o grădină, a pus pomi, i-a făcut soare, i-a făcut lună, i-a făcut stele, i-a făcut apă, i-a făcut aer. Totul, măi, cum faci tu pentru copilașul tău? Câtă grijă ai tu pentru copilașul care va veni? Ca să-l hrănești, ca să-i dai să bea, ca să schimbi. Așa Tatăl Cel Ceresc a făcut totul pentru om. Poți să fii așa de orb și să nu vrei să vezi? Poți să fii așa de surd și să nu vrei să auzi? Ne-a dat Dumnezeu la fiecare dintre noi atâta minte ca să putem să înțelegem. Numai să vrem. Și după ce înțelegem chiar din lumea care ne înconjoară, o, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, apoi, când ne apropiem de Scriptură, înțelegem mai mult, mai clar, cum este acest Dumnezeu. Este un Tată iubitor. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Are pentru noi numai o viață pe pământ, ci are o viață dincolo de această viață. Acesta este mai simplu și mai scurt, eu n-am putut. Poate alții mai talentați o să poată. Este ceea ce se numește în cosmologie principiul antropic. Universul apare structurat, intenționat. Cuvântul ăsta poate să zgârie pe unii. Predestinat! Ca să fie posibilă viața în el, ca să fie posibilă existența omului și să trăiască omul pe pământ. Asta nu se poate la întâmplare. Poetul Ioanid, Costache Ioanid, fratele Ioanid, are prima poezie din volumul Taine, are titlul Pentru cine? Și așa de frumoasă, vă sfătuiesc să o mai recitiți, sunt sigur că mulți ați citit-o. Fiecare poezie începe pentru cine există iarbă, plante, floare, soare, lumină, toate. Atâta frumusețe, atâta belșug, atâta binecuvântare. Și ultima strofă spune așa, mi-am și notat-o să nu vă citesc greșit. Pentru cine? Pentru cine oare e atâta frumusețe și atâta gingășie într-o floare? Pentru cine? Pentru om! Pentru om, pentru voi făuritorul și-a ascuns în floare dorul, în petalele de aur, de fior și de lumină, ca în opera divină să cunoașteți autorul. Ca în opera divină să cunoașteți autorul. Ziua de odihnă sau ziua de duminică nu-i dată numai să dormim mai mult și să ne uităm la televizor sau să mergem pe net. Dacă citim în Tora, sunt două rațiuni pentru ziua de odihnă. În primul rând, nu e atât de mult de odihnă că zice adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și nu o zi în care sfințim noi orele, ci noi ne sfințim. Cum? Prin rugăciune, prin închinare, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și două rațiuni sunt date. În Exod se spune că Dumnezeu a făcut lumea în șapte zile, în șase zile și a șaptea s-a odihnit. În această zi trebuie să ne adunăm împreună și să-L cinstim pe Dumnezeu ca și Creatorul. Să-L cinstim că e Creatorul a tot ceea ce există și al nostru. Dar apoi, în Deuteronom, la repetarea legii, se dă un alt argument sau o altă rațiune, încă o rațiune, pentru ziua de închinare. Și spune, cu explicație de rigoare, în ziua asta să nu faci lucrări de slugă, să fie liber și robul tău, să fie liber și animalul tău de povoară, boul sau măgarul tău, că și tu ai fost rob în țara Egiptului. Și acolo ni se dă a doua rațiune a zilei acesteia ca să-L cinstim și să ne închinăm lui Dumnezeu ca și eliberator al nostru.
Dumnezeul nostru este Creatorul nostru, este și Eliberatorul nostru, Mântuitorul nostru. Noi, credincioșii, suntem de două ori al lui Dumnezeu. O dată că ne-a creat și a doua oară că ne-a răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Avem un Dumnezeu minunat. Dacă stăm numai la primele două capitole din Biblie și tot e destul să strigăm Aleluia. Dar dacă ne mai ducem și mai citim și ajungem în Noul Testament, v-am auzit că sunteți prin Ioan, sunteți prin evrei, n-ai cum să nu cânți, Doamne, cât de mare ești. Ajungi în Apocalipsa și vezi nu numai viața asta, ci viața de dincolo de viața aceasta și spui, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.